Iuliana își dorește să intre un băiat nou în casa mireasă. O, vreau să intru băiat în casă. Poți să intre. Da, da, pentru mine. Da, da, ca să vină un băiat nou trebuie să plece un băiat. Nu știu să zic. Noi nu mai avem paturi. Nu mai aveți paturi? Nu. Noi suntem fix pe fix. Și ca să intre un băiat și... Înseamnă că nu săptămâna viitoare. Săptămâna, dacă ar fi să intre, ar intra în săptămâna asta, săptămâna elaltă. Să zici că ar putea să fie votare de băieți săptămâna asta și ar intra săptămâna. Da, da. Poți să-l ții 10 zile pe canapea pe băiatul ăla. Da, da, practic și teoretic. Eliminările, să ține cont de deci, ceva. Stai, ai grijă ce vorbești. Eu am crezut că după ce am intrat eu o să intre băiat. Nu știam că o să mai intre încă o fată. Aia e toată chestia. Nu ai de unde. N-ai legătură că uite, a intrat Antonio și mai apoi a intrat Zain. Dar trebuie să-mi egaleze la număr sau ceva? Nu știu dacă neapărat să egaleze, că nu ține neapărat. Adică și aici ce e clar, eu cu băieții din casă niciunul nu ne asemănă încă la nimic. Asta e clar. Este diferit toți. La fete, adică cred că așa e, cred că așa trebuie să fie. Dar de băieți că o să mai intre, cred că cel puțin până la final o să mai intre 3 maxim. Oare? 3 o să mai intre, da. Doamne ajută! Dar până intre aia 3, o să mai intre și fete, o să mai plece fete, o să mai plece și băieți. Nu mai poți, ai vrei să vină Andrălă, o? Da. Vezi că vreau pe Giuliana. Și tu zici nu te vreau. Câți ani vrei să aibă? Nu contează. Nu contează. Ce vrei să fii? Cum vrei să fii? N-ai nicio pretenție? Ba păi ce pretenție? Uite, i-am zis, înaltă blondă cu ochii verzi. Și așa am primit. Așa am zis în video cu serios? Și a intrat după mine ea. Serios? Da. Dar de unde știi? Eu asta mi-am dorit. Păi, acest ursuleț este martor la ceea ce o să spun eu și dacă dar nu-l traumatiza că e singurul pe care l-aveam. Hei! Și-a tău? E și al meu, dar gen tu e singurul pe care l-ai tu. Așa. Zi, Ileana, cum vezi? Dragă ursuleț, dacă ești Moș Crăciun și îndeplinești dorințe sau ești poate un duh care îndeplinește dorințe? Nu, că n-am primit nicio noapte împreună. Nu îndeplinești nicio dorință. Nu? Da, spune. Tu ce faci tu? Lasă-o pe-a mea, lasă. Ia mână. Zi, Ileana, cum vezi? Păi, unul la mână să fie asumat. Doi la mână, să nu o joace într-un stil în care numai el să iasă bine. Că ceea ce s-a întâmplat acum, nu vreau să dau nume, mie mi s-a părut cândva ca să iasă el bine din toată situația creată. Momentan nu știu cum vrei să fie. Zici fizic, hai fizic. Înalt. Așa, cât fii de mai înalt decât mine, nu contează, numai să fii un pic mai înalt decât mine. Un pic mai înalt decât mine, ca să... Mi-e așa fi. Asta e să port tocuri. Da, exact. Așa, cât bun. Să pot să port tocuri. Așa. Așa. Să fii făcut bine. Am înțeles, pe mușchi. Nu neapărat mușchi. Deci fi construcția să fie solidă. Să nu fii foarte, foarte slab. Dar bine, și slab dacă nu contează. Adică nu mă interesează chiar atât de tare fizic. Nu știu, gândește. Adică să fii genul ăla păi dacă la tine contează fizic și vine unul care e slăbuț așa și îl iei că merge și vine altul care arată bine fizic, s-ar putea să te dezechilibreze. Dacă am sentimente foarte puternice față de persoană și dacă îmi place cum gândește și mă atrage foarte tare și există zvucul ăla. Acolo e greu. Acolo e greu. Aia zic, știi, adică gen... Să nu fie o chestie din asta în care chiar de la început să stau să mă cer cu el pe chestii minuscule. Să fie așa o discuție, gen să fie spontan, cursiv, nu... Uite, de exemplu, Roberto m-a întrebat o zi înainte de date, mă întreabă, dar noi ce vorbim la date? Dar de unde vrei eu să știu ce vorbim noi la date? Nu ar trebui să vină chestiile astea spontan. Părerea mea. Da. Na, nu știu, gen... Da, dar e concurență. Sunteți, acum în casă sunteți 5 fete singure. Măi, eu asta așa și băiatul care vine acum, voi oricum nu mai faceți, nu cred că vă atrageți acum niciun băiat singur din casă. Nu. De asta și tot vreau să vin în concurent. Nu mă atrage niciun băiat din casă momentan. Niciun băiat. Dacă ar veni unul, nu? Da, probabil m-ar atrage. De unde știi dacă probabil te-ar atrage? Pentru că poate îi ce am eu nevoie și poate vine și zice că am intrat în casă special pentru Iuliana. Cum ar fi? Vorbește și Roberto. Poate vine special una și zice că a intrat pentru mine. Eu, practic și teoretic, sunt genul ăla de om care mai îmi place și foarte mult să copilăresc. Eu, mie mi-ar trebui un băiat sau un bărbat care să fie câtuși de puțin un pic mai matur decât mine, într-adevăr, pentru că eu mai am momente în care îți gașca zurli.
Da, mă, să mai întrebăiesc cât de curând o să intri. Sper. Păcat că trebuie să pleci. De la noi. De aici. Da. Acum. Nu, 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 am înțeles. Dacă noi, vă deranjez, stai, pe, ia, înțeles ce am, ai văzut ce am vrut să zic, nu? Da, măi, da, că da. Că te speci un băiat de la noi. Da, da. Cirești. Capricile iubirii. Așa calcule să faceți, intră cu tare, iese cu tare, stăm așa 10 zile, ne învârtim, ne răsucim. Greu cu matematica. N-am spus cine iese, că dacă spuneam cine iese, s-ar putea greu să mă fost matematica. De ce? N-am voie să spun cine iese. Păi de unde știi tu, că nici eu nu știu. Păi nu, dar influența, n-aș influența, n-am voie să vorbesc despre asta. Dar cum nu eu? Nu, că ai amuletă. Are omletă. Ai amuletă. Are omletă. Are omletă, da. Da. Da, ia zi-mi și ce faci cu omleta aia? Să mănânc singur. Lasă, 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 lasă. Ce să fac? Da. Bine. Cum facem? Așteptăm să intre băiat când o intra? Eu am înțeles să nu fie ca Robert, da? Clar. Da, așa nu. Dar de ce să nu fie ca Roberto? Pentru că am observat că tipologia asta de bărbat nu mă atrage și nu aș putea asta cum? Face... Cum? Cum? Din urma conversațiilor, din urma acțiunilor... Păi nu, dar cum așa? Adică cum să nu fie? Spune tu, în trei cuvinte. Zic acum faci precomandă. A, deci acum faci precomandă? Da. Ok. Deci... Să nu fii extraordinar de afectuos din primele zile din care ne cunoaștem, să meargă totul cursiv între noi, să fii un pic mai înalt decât mine, ca să poți să port tobăt. Și Roberta ceva. A, da? Da. Ok, ok, altceva. Altceva. Nu știu, să fii câtuși puțin mai matur decât mine și să devină toate lucrurile naturale. Adică nu e ca și cum am un tip paranome. La care dintre astea 5 pe care le-am numărat eu ai fi dispusă să renunți? Pe că înălțime. Să fie bărbat. Băi, 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 vă cheamă Iuliana cumva și nu știu eu? Afecțiune. Cred că afecțiune. Doamna Loredana, vă dau afară. Lasă-mă că nu te cunoaște doamna Loredana și nu o străiască doamna Loredana. Adică să accepta să fie afectuos, asta înțeleg. Da, 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 da. Să ia, zicem că la afecțiune aș putea renunța. Ar putea, adică să fie mai afectuos. Da, cred că da. Cred din că primele zile. Adică să fie Roberto. Bine. Deci cine dorește la casting, vă rog, casting.a1.ro și dacă... Băieții să apeleze la Iulian. Mă, eu încerc să vă fac reclamă, eu încerc să găsesc magazinul potrivit și să pun produsul potrivit în casa mireasa și voi nimic râdeți și vă întoarceți spatele. Eu am o întrebare, 2 secunde, vă rog. Zein, apropo de amuletă, ai salvat-o pe Giulia gândindu-te că fratele Antonio ar suferi dacă ar pleca? Ma... Eu pot să salva pe Antonio. Pentru e Antonio fratele okay. meu, nu e Giulia. Ok, ok, bine. N-avem voie să discutăm despre asta. Hai. Noi răspundem la întrebare. Casting. Alo. Alo, atenția la mine, că vă dau pe toți afară. Glumesc. Casting. Punct. A1.ro. Avem fete singure, Fețină avem băieți Iuliana. Singuri, Iuliana, da. Așa că, dacă vreți, vă puteți înscrie acolo pentru mireasa.